Salutare băieți și fete, eu sunt Gabi și eu m-am regăsit la un nou episod și astăzi facem partea a treia la un challenge care v-a plăcut foarte mult și am zis, bă, trebuie neapărat să continui acest challenge. Astăzi, băieți și fete, jucăm doar SMG tot meciul, adică am voie să joc cu orice armă care consumă muniție sau gloanțe SMG. Adică am voie să joc și cu MP și cu puritoare și cu VSS, deci e un challenge destul de ușor, doar că eu îl complic puțin. Știți deja că am făcut prima parte în care am jucat doar cu shotgun tot meciul solo versus squad și a trebuit să fac peste 10 kill-uri. În a doua parte a trebuit să joc cu arme AR și a trebuit să fac peste 15 kill-uri deoarece cu AR a fost mai ușor. Iar în partea a treia cu SMG-uri deoarece SMG-urile e cam cea mai ușoară armă de jucat deoarece am și VSS, pot să-l fac de 3, am și puritoare, deci am și arme de apropiere și arme de distanță. Va trebui să fac peste 20 de kill-uri și bă, dacă nu-mi iese din primul meci, știți deja povestea, repetăm meciul, îi dăm start din nou și dacă nu-mi iese nici în al doilea meci, îl considerăm challenge eșuat, să zic așa. Așa că băieți și fete, hai acolo cu mare, mare like și revenim din avion. Ok, băieți și fete, am revenit la acest avion minunat. Hai că am revenit, dacă e ceva, băieți, da. Dacă vă întrebați ce s-a întâmplat, Gabi al vostru a făcut challenge-ul, a dat meci, am făcut 20 de kill-uri doar cu SMG-uri, talent, tot ce trebuie, că mă duc cu acest episod și când am oprit filmarea, ce să opresc, că Gabi al vostru n-a filmat nimic. Da, știți ce senzații mișto am avut? Îmi venea să arunc telefonul pe geam. Mișto, nu? Da, după ce am avut un meci, cel mai șmecher meci din viața mea, 20 de kill-uri, aproape 10.000 de meci, deci ca idee, am jucat foarte bine. La urma meciului să văd că n-am filmat nimic și practic m-am jucat degeaba. Dar am zis, bă, dacă tot m-am jucat și dacă tot am avut un meci atât de bun, cum ar fi dacă aș reacționa la propriul meu meci? Practic, voi intra la Spectate și voi reacționa la propriul meu challenge. Bine, eu deja știu ce s-a întâmplat, voi nu o să știți, de aceea va fi și mai interesant, o să vă țin în suspans. Și o să vă povestesc cum era să mor de atâtea ori, cum era să... Da, bine, a fost un meci destul de interesant, adică să nu credeți că a fost un meci vai de capul lui, adică a făcut 20 de kill-uri, adică să ne înțelegem, era să mor de 7 ori, dar nu mai contează. Și dacă mai vreți clipuri de genul ăsta în care reacționez la challenge-urile mele de la Spectate, nu uitați să scrieți în comentarii neapărat, nu uitați să dați un mare like dacă vă place ideea, nu uitați de un subscribe dacă sunteți noi și revenim din meci de la Spectate. Ok, băieți, bă, cam ăsta este meciul minune, meciul pe care l-am făcut eu și mă tot laud aici de jumătate de oră cu el. Da, după cum vedeți, am sărit un pic, n-aveam cioară, n-aveam nimic, eram vai de steaua mea. Din câte vedeți, bă, la Spectate acum nu mai arată nici abilități, nu mai arată nici viață. Ba da, viața o vedeți în stânga sus dacă vă uitați lângă mapă. Da, poți mai pe hartă și cam atât. Nu o să vă arăt câte kill-uri am făcut și așa că aș strica tot challenge-ul, vreți să vă minte, aș strica tot clipul dacă vă arăt spoiler. Dar ca idee a fost un match mirobolant. Uitați-vă și voi la playerul ăsta, este direct în fața mea. Era the best băiatul meu. Uitați-vă la costumația lui. Adică avea o costumație de șmecher. Uitați-vă cum a trecut pe lângă mine. Și aici am pus un lucru doar că l-am pus greșit. Și căutam armă SMG și am găsit un Uzi, mâncavaș gurava, i-am dat tot încărcătorul pe românește, chiar i-am dat tot încărcătorul. Și nu mai țin minte dacă auzeam exact pași, eu acum n-aud jocul, dar atunci știu că auzeam jocul, știu că au venit playeri peste mine în casă, doar că eu nu mai aveam gloanțe pe Uzi, mai aveam vreo, cred că 20 de gloanțe, ceva genul ăsta. Aici mi-am aruncat gloanțele, armele AR când aveam nevoie de ele, am luat de aici silencerul și nu mai știu ce era, furgli parcă. Și m-am dus să caut gloanțe, doar că n-am găsit. Și uitați-vă și voi un pic cum făcea jocul în ciudă, mai trăgea și alții de pe munte. Voi dacă vreți să vă uitați la viața mea, trebuie să vă uitați sus, în stânga, sub mapă. Aici a venit un player peste mine, norma în cap, noroc e norma în cap, că dacă nu mai aveam gloanțe. Mai aveam vreo 10 gloanțe, dacă mă șer și am zis, bă, le păstrez, că poate mai vine vreun player pe mine. I-am dat aici frumos finish, n-avea nici el gloanțe, era sărac. Și am sărit din casă și m-am dus pentru că auzeam player, auzeam pai și n-aveam gloanțe să-i bat. Trăgeau pe aici, se băteau, nu știu cu cine se băteau. Am găsit gloanțe aici, eram și mai fericit. Am mai găsit încă o serie de gloanțe, am zis gata, am stat de la o parte că bat tot squad-ul. Mai erau doi din squad, cel puțin așa credeam eu, însă erau mult mai mulți. Fiți atent aici, mă lotez eu aici, mi-au o cască de 3. Mai știu, am găsit ca... era și vestul în stânga, dar n-am mai luat-o. Cred că aveam vestul, nu știu, că nu mai arată acum la Spectate. Îi dau ăsta frumos, nu m-am cap, venea spre mine. Băi, deci erau un squad destul de slab ca idee, adică erau destul de slab. Nu erau pro player de aia să zici că mamă ce joacă de bine. Dar erau să mă bată. Dacă nu găseam gloanțe SMG, mă bătea să mor. Aici am găsit un XM, scara am găsit. Bă, deci ca idee am găsit și, deci cele mai bune arme de pe planeta asta, eu le-am găsit. Am găsit și Whippicker ca idee, care eu, știți că joc cu Whippicker în fiecare meci. A, și aici vine ultimul de squad, doar că credeam eu că e ultimul, dar nu era ultimul de squad, era alt squad deja, a venit alții pe mine. Și nu știu de ce au venit atât de mulți în pic, pentru că picul ați văzut că nu era atât de aproape. Dar în fine, așa era ideea challenge-ului, să mă arunc în pic, nu? Și să joc solo versus squad doar cu SMG-uri. Am găsit un MP la băiatul ăsta, din câte vedeți deja am găsit două arme SMG, deși bizonul știți deja că nu-mi place deloc, adică e arma mea pe care o urăsc din tot sufletul meu. Dar era SMG și am zis, bă, decât să mă joc doar un MP, lasă-l acolo, măcar nu mai lutează autopicapul armei arăiurea.
că de aceea luam arme a râde pe jos, că nu te-a utopit capul. Și acum mă duc în pic, să vedeți fază mișto ce am făcut eu în pic, că era să... Deci vedeți playerul pe dronă, era un player la aparat, exact la aparat, am zis, bă, cred că e playerul care a omorât eu jos și îi dă revive, că de-aia e la aparat, am zis, bă, taci din gură că le dă revive, mă duc peste el acum. Fiți antena aici la mine, mă duc eu, aici am găsit pe 90, da, am găsit și gloanțe, aveam 200 și ceva de gloanțe, eram șmecher, mă duc la aparat, nu mai știu câți bani aveam, însă mi-am luat un chip pe cască și câteva inhalere, dacă nu mă înșel, și am zis, mă, taci din gură cu gură peste el, eram convins că e la etaj, se auzea și pași, uite aici mai găsit un gloanț, niște gloanțe SMG, îi fac eu aici niște fente, am încercat să tragă mine, dar nu-l vedeam. Și am zis, mă, unde e ăsta? Dă-te la o parte că urc. Și chiar am urcat, fiți antena aici. Am întors două ori și am urcat. Am zis, mă, la ușă nu e, că vedeam dacă era. Și uitați-vă și voi unde stătea. Avea PS1, mâncava jucurava asta, PS1 de buget. Ați văzut ce mască avea? Talent era băiatul. Avea Thompson, ce azi băiatul? Dă-te la o parte că stau la etaj. Solo vezi squad era. I-a murit și tot squad, el stătea la etaj în casă, dar nici măcar nu știa unde să stea în casă la etaj. În fine, i-am luat aici Thompson-ul, că am zis că pe Thompson am mai mult rage decât pe UMP. Și am zis că la distanță mi se părea mie că trage mai bine și cred că trage mai bine. Și m-am dus în căutare de VSS. Dacă ai idee să înțelegi și voi, bă, tot meciul eu n-am găsit VSS-ul. Adică eu am zis că mă joc VSS și cu MP sau puritoare ceva de APP, dar eu n-am găsit. Deci tot meciul m-am jucat numai cu MP. Solo Vescoa doar cu MP-ul m-am jucat să moar. Aici am văzut niște playeri, a făcut o schemă, nu mă întrebați ce a fost aia. Nu mă întrebați cum i-am dat la 3 capul la distanța aia, nici eu nu știu. I-am făcut schema cu MP-ul, mi-a intrat 3 capuri, dar i-a dat revive, din păcate. În fine, mă duc aici la drop, lutez drop-ul, știu că am găsit un lanșpe, dacă nu mă înșel și nu mai știu ce am găsit, vestă de 3 sau ceva genul ăsta. Și vin băieții pe mine, erau 2 playeri. Eu pe o parte mă bucuram că vin pe mine, pentru că eu n-aveam armă. L-am văzut pe unul că s-a aruncat cu lanș pe drum, nu știu dacă ați apucat să-l vedeți în dreapta. Și colegul sufițat aici ce deștept e, stați să-l vedeți numai. Fițantra, ce că el se aruncă și el cu lanș pe drum. Uitați-vă și pe el, nu s-a aruncat. S-a aruncat, dar a aruncat jocul în sus, nu știu ce a făcut. S-a aruncat în glu, habar n-am ce a făcut. În fine, și mă duc puș pe el. Doar că în timp ce mă băteam cu ăsta, mai trăgea unul din dreapta. I-a dat aici un cap, tot încărcător, i-a mai dat un cap și am pus glu. Viața mea era destul de bună. Aba, nu acum trăgea? Aba, da, uite acum, după ce am dat finish, a început să tragă la din dreapta mine. Și ăla ce credeți mânca pașul gravast? Eu mă băteam cu el de la distanță, îl căutam să-l bat, când culer s-a aruncat cu lanșpedul. Și dacă vedeți acum de la spectator, dacă erați atenți, se vedea gen cum a pus lanșpedul și a fugit, dar eu nu l-am văzut atunci în meci. Gen chiar nu l-am văzut și a pus Gabi al vostru lanșped, mânca pașul gravast. Eu vreau să pun drona din greșeală, am pus lanșped și uitați-vă și voi cum am pus lanșpedul ăsta, aruncă-te Gabi dacă e. M-am aruncat dacă e, vreau să mă aruc în dreapta, dar la spectator nu se vede, direct în casă m-am aruncat. Am zis de-l încolo, de lanșped, ce întrebi mie lanșped. Și m-am dus să caut playerul și acum am văzut lanșpedul și mi-am dat seama că a fugit cu lanșpedul spre Bimasaki. Și m-am dus după el, uite playerul pe tronă, dar eu în meci nu l-am văzut. În fine, it's ok, Gabi Chioru băieți, să mor. Mă duc după player și l-am găsit într-un final. Nu vreți să știți unde era, nu era în casă la etaj din fericire, nu mai m-am dus să-l caut la etaj, a zis, bă, probabil nu stă la etaj, că nu o fi chiar atât de nesimțit încât să campeze la etaj. A zis că s-o fi dus să dea revive la coechipierul lui și chiar asta și făcut, uitați-vă și puțin la el. N-avea glu săracu, i-a dat tot încărcătorul, a murit pe ușor și a făcut 7 kill-uri, eram fericit. Tot mă uitam non-stop la players, văd câți player mai sunt dacă apuc să fac 20 de kill-uri. Mai era și un player pe dreapta dacă l-ați văzut sus. Și aici mi s-a întâmplat o schemă miștoră de tot, vreau să văd dacă de la spectate se vede exact cum am făcut eu în match, pentru că în match eu unul am dat să moară, adică dacă aveam filmarea să vedeți și miștoare am dat cu MP-ul ăsta, talent s-a văzut. Dar nu știu dacă se vede și de la spectate la fel. De fiți antena aici, vine băiatul ăsta, vă zic dinainte, și dau ăsta vreau, cred că i-am dat peste 5 capuri cu MP-ul, nu știu ce s-a întâmplat, de i-am dat așa de multe capuri. Eu nu știam că ești băcul și mi iese în față, fiți antena, când sară în spate, numai în cap. A, dar nu se vede mă de la spectate. Gen, ați văzut două capuri, dar mi-am dat vreo 5-6 ca să moară, gen, așa s-a văzut la mine, dar respectiv că se vede numai două capuri. Îi dau și la câteva capuri, uite că se vede câteva, dar a pus crono. Mă duc eu puș acolo pe el, talent. Și fiți de aici, Gabi, al vostru cu ridică de țintă, mâncava aș gura voastră, nu mă întrebați ce a fost asta. Vreau să-i dau numai în cap și i-am dat numai pe lângă și după aia da vestă. În fine, sar aici ca Tarzan peste gluri. Mă duc la parada, dacă nu mă înșel. Aba, nu, mă duc să lutez, dar nu știam unde e lootbox-ul, m-am pierdut pe aici. Eram intimidat, băieți, că am văzut că mai sunt 27 de playeri. Eu n-am găsit VSS nici acum, uitați-vă și voi, după jumătate de meci, că abia vostru nu are VSS. În fine, m-am dus, am luat un pin pentru player, dacă nu mă înșel. Am luat și două chipuri, am zis, mă, poate găsesc VSS-ul. Știți ce zic? Aveam deja un chip de la drop, sau nu mai știu de unde l-am găsit de la playeri. Și am zis, mă, mai iau încă două, să am acolo trei chipuri, poate găsesc VSS-ul. Da, ce credeți? Am găsit VSS-ul, am găsit pe naibă, că am luat boia cu 3 chipuri în ghezdan. În fine, am luat aici un pin pentru player și era direct pe Bimasaki, dar nu știu ce nu arată pinul pe player. A, cred că de la spectator, dacă te uiți, cred că gen nu ți arată pinul pe playeri.
A, talent. Uite încă o chestie. Uite, eu mă uitam în sus, gen. Nu știam, nu eram sigur dacă e pe Bimasaki și l-am căutat pe aici. În fine, după aia vine alții cu asta, să ne știți. Și băiatul meu era pe Bimasaki sus. Dar nu se vede de la spectivă că pinul. Cam am luat pin de la, știți ce zic, de la cu 600 de bănuți sau 400, nu mai știu câte acum. A, fine, și îl caut eu pe aici, nu l-am găsit și între timp dau de alți cu afițate aici. Mă duc la lootbox-ul ăsta. Și aici, ca idee, m-am speriat la cât de mulți erau și am fugit. De fițate aici, dacă nu. De frică am fugit. Îl văd pe ăla, m-am dus du-te dică direct. 3 erau acolo, nu știu dacă ați apucat să-i vedeți, 3 erau. Aici era modul du-te dică, deci nici nu vreți să știți cum am făcut pe clip când mă jucam pe meci, când i-am văzut pe aia. Nici m-am speriat, efectiv m-am panicat. Du-te direct, azi mă duc direct în casă la Bimasaki, că n-am șanse să-i bat pe aia cu MPU. Erau mulți rău, de toți jucau bine, nu știu, 3 sau 4, full squad. Încercam aici să fac schema la unul, vedeți că tot sară sus, dar nu mi-eșea deloc. Și m-am dus în casă, am zis, bă, taci din gură dacă vine peste mine să vezi ce-i bat. De unde? Că am tras în ei o oră, am rămas și fără gloanțe, uite, am găsit aici niște seturi de SMG-uri. Că SMG-urile se consumă foarte, foarte rapid pe MP. Deci MP-ul să mor, le mănâncă gloanțele. Zici că nu tragi cu gloanțe, zici că le mănâncă. În fine, aveam 9 kill, nici nu știam, bă, să mă duc să mă bat cu ei, uitați-vă câți erau. Era tot squad-ul ca idee, dădeam și puțin damage. Azi, mă, nici n-am kill-uri foarte multe, dar nici să mă duc să mor acum nu-i combinație. Așa că m-am așteptat un pic, azi, mă, poate vine ei pe mine. Și cam așa s-a întâmplat, uitați-vă și mă era la cum coboară să vină spre mine. Câte 7 de am cu MPO. Foarte bun MPO la distanță, ce pot să zic. Azi, că mă, poate îi dau o gradă și l-o mor. Și cam asta am încercat aici să fac. Nici acum nu mă întrebați, nu știu cum și-a luat la damage. Uitați-vă și voi unde se duce a doua grenadă. Uitați-vă puțin unde bubuie a doua grenadă și el nu și-a damage. Nu știu exact ce a făcut, o fi fugit de acolo, habar n-am. Dacă avea văzut, n-avea treabă. El trăgea cu MP-ul de la un kilometru, câte 7 damage, dar trăgea în toți playerii de pe hartă. Uitați-vă și voi, mai era unul în stânga și ne-l atrage. Și fiți de aici ce mi se întâmplă din cauza asta, că trăgeam în 7000 de playeri. Uitați-vă și voi, uitați-vă la viața mea sus în stânga. Trăgea unul cu VSS în mine ca idee și eu am căutat tot meciul VSS-ul și nu l-am găsit. M-a lăsat băieții mei fără aer, direct. În fine, am sărit geamul ăla, nu știu cum l-am sărit, că era și glu pus în el. În fine, m-am speriat și eu când am sărit geamul ăla. În fine, mi-am făcut viața full, acum știu că dau de niște români, dacă nu mă înșel, care se chinuie să mă bată efectiv. Bă, stați să vedeți numai. Aveam mijlocul zonei, eram înconjurat, mai erau 28 de playeri în zona asta. Și am zis, mă, nu-i bine să stau numai la etaj în casa asta, așa că hai să mă duc pe ei, că dacă nu mai fac kill-uri. Dar îl văd pe unul în dreapta că trage și mă duc peste ăsta prima dată, să-l bat pe ăsta. Românii mâncava zgravastă, pun unul în loc, îl pun pe Vlad aici, nici bine n-am dat finish, că m-am și înconjurat, că am auzit pași. Îmi dau o gradă de aia de gheață, îmi sparge toate glurile, am încercat să fug pe dreapta, însă mi l-a spart pe ăla din stânga prima dată. I-am dat tot încărcătorul, deci nici nu mi se mai punea ținta pe cap. L-am pus loc și pe ăsta. Eram destul de bine pe piață, dar eram panicat că am zis că sunt foarte mulți să nu vină altul instant să mă bată pe la spate sau ceva, de-aia încercam să-i bat cât mai rapid. Am luat aici gluri, nu mai știu exact câte gluri aveam, dar cred că aveam vreo 10 gluri. Sau 9, 10, nu știu, că n-am avut foarte multe gluri în meciul ăsta, n-am găsit gluri foarte, foarte multe, dar aveam vreo 9, 10, am avut. Da, vreo 9 gluri aveam aici, dacă nu mă înșel. Și am zis, mă duc, că nu mai am kill-uri, mai sunt 20 de player și am 11 kill-uri, mă duc. Ce o fi, mă duc peste ei, aia e. Decât să trebuie merge cu mai puține kill-uri, să pierd challenge-ul, mai bine aia e, mă duc murind în luptă, știți ce zic, decât să iau buia cu mai puține kill-uri. În fine, mă duc aici, uite, văd un glu deja, știu că era unul cu AC-80, mâncava aș gura, fiți antre la faza asta. Se duce Gabi al vostru, uitați-vă și voi la mine, cum mergeam, era mândru de mine. Mă duc, căutam player-ul acum, că știam că era unul pe aici, se auzea. Nu știam exact unde e și îl văd Tufiș, mâncava aș gura, era Tufiș după glu, nu știu dacă ați apucat să-l vedeți, eu l-am văzut. Uitați-vă și voi la el. Am încercat să îi dau aici numai în cap, i-am dat dacă e ceva. A, uite că s-a pus un cap. Și acum trecea un player după mine și mi-am dat seama imediat unde e. Era pe casă, mâncava jucura asta cu AC-ul, pe turn, pe hangar, sus, cu AC-ul. Să vedeți câte bătăi de cap îmi dă playerul ăsta, că nu pot să-l bat. Că e distanța mare și MP-ul dă foarte puțin și avea și chip pe cască ca idee. Aici mi-au cap cu AC-ul. Uitați-vă și voi la viața mea, instant mi-a scăzut viața și țin minte că mi-am luat cap cu AC-ul, mi-a reparat casca. Și azi mă poate sare peste mine, dar n-a sărit, m-a luat altul pe la spate, dar mă continua să-mi dau medul ca să se umple viața. Vine unul pe la spate, dar n-avea armă săracul. Îi dau aici un cap de l-am pus noc, mamă cum a picat la săracul. A picat înainte să trag, ești nebun, așa s-a văzut de la Spectate. Vine și al doilea, dau un cap, restul tot încărcătorul și omor încă doi și am făcut 14 kill-uri, dar ăla de deasupra încă trăgea mine ca idee, ăla de deasupra de pe casă, uitați-vă și voi de-ala. Uitați-vă și voi câte bătăi de cap îmi dă și eu mă băteam cu player jos și el tot trăgea mine. El parcă n-avea treabă cu alți player, numai pe mine mă vedea, pe bune vă zic. Am luat MP5 de 3, deși nu prea l-am folosit până la sfârșit de meci mai deloc, dar eu l-am luat. Eu numai cu MP am făcut toate kill-urile până acum, pe bune. A, și cu Uzi la început am mai jucat.
Am tras acolo un pic. Era bunicel playerul, numai că ăla avea aceeași problemă ca și mine. Trăgea ăla de pe casă, trăgea și în el și în mine. Uitați-vă puțin la ăla de pe casă cum trăgea în mine. Și în mine și în el trăgea. Mi-am băgat un super med și vreau să-l bat, dar nu puteam să-l bat pe ăla, că dădea puțin damage. Fiți antrenor, pun pe ăsta, nu vrea să-mi fure kill-ul. I-a dat un cap 21 pe cap, dacă ai idee. Mi s-a pus kill-ul, nu mi l-a furat. Și acum zic, mă, îl lutez pe ăsta, poate mai are glory, că nu mai aveam foarte, foarte multe glory. Și norocul meu a fost că nu mai avea băiatul meu zona. Și am zis, mă, trebuie să coboare, îi dau o grenadă, dacă nu, oricum coboară. Și țin minte că m-a aruncat o grenadă peste el. Hai mă, nu i-am aruncat o grenadă, eu așa știu. A, uite aici, aici l-am grenadă mână și am aruncat-o, da, uite. Și i-am dat grenadă și ce credeți că s-a întâmplat cu grenada asta? Triple kill? Hai că triple kill, dacă nu s-a întâmplat nimic, vă dați seama. Băiatul meu a murit eliminate. Aici vreau să trag cu MP5-ul, dar am din greșeală un MP-ul. Mă duc peste el, nu mă întrebați cum a picat knock playerul ăsta. Pe bune, deci am tras în el și a pus 3 gluri, după aia a picat knock. Asta m-a speriat de mai mult, dar am pus un knock, am reușit să pun knock. Eram și speriat pentru că se auzeau foarte multe gloanțe în stânga mea. Uitați-vă puțin în stânga mea câți playeri se băteau. Se auzeau că trăgeți, zice că se bat ca la război, se băteau. Și am zis, mă, dacă trage pe unul mine, nu prea e bine. Dar am zis, bă, trebuie să cobor că nu mai am playeri, nu mai am de unde să fac kill-uri, mai trebuia încă 3 kill-uri. Și m-am bătut tot meci, am căutat player și am încercat să fac cât mai multe kill-uri. Aici știam că dau foarte puțin damage, dar am zis, mă, trag că poate prind și eu vreun player nou și fur și eu un kill. Dar nu l-a dădeam damage, că n-avea vestă, săracul. Da, și ce credeți? Era full squad, 4 player și vin toți pe mine. Uitați-vă și voi la faza asta. Fiți antrenor aici. Când am văzut și criminalul, deja m-am intimidat. Dar reușit să pun criminalul destul de rapid, nu? Când dădea mihalare non-stop. Și băiatul meu s-a făcut un finish. Pun aici glory din picioare l-am pus, adică talent l-am pus, era bun pe glory. Tot încărcătorul și lui ăsta, bineînțeles, l-am pus și pe ăsta knock. Mă băteam cu ei aici, deci nu vreți să știți cum... Bă, deci clipul original era talent dacă nu pierdeam și eu, dacă filmam și eu meciul. Deci dacă filmam meciul era bine. Da, și după cum am zis, era full squad, erau ăștia doi care i-am bătut și încă doi. Uite, uite cum stăteau puțin joystick, amândoi, unul după casă, unul lângă casă. Erau talent și mai aveam vreo 5 glory dacă nu mă înșel și am zis, bă, le pun ca să cobor în zonă, că dacă nu o să mă țin în afara zonei tot meciul ăsta. Ăștia, urâți ăștia. Și m-am dus eu pe, nu mai știu exact ce am vrut să fac pe aici, dar am făcut pe naiba. Dar știu că i-am bătut mișto, i-am bătut gen mișto de tot. Eu am zis că slab playerii ca idee, dar nu erau slab, fiți antrenor aici. Dădea grenadă prin stânga, credea că sunt casă. Și am zis, mă, traversez drumul ca să am mai mult cover, să am și zona mai bine. Și l-am văzut pe ăla după care, vedeți picioarele lui. L-am văzut și stăteam cu ținta pe el. El credea că nu-l văd și am dat numai în cap, dacă e pe 5 de 3. Și acum sar în dreapta, îi dau și la ultimul player numai în cap, doar că surpriză. Și aici dau, să-i dau finish, dar ce finish, să-i dau în cap, rămân fără gloanțe aici, l-am încărcat în peciciu, nici nu s-a auzit că l-am încărcat pe peciciu, dar în fine. Și și-a dat revive băiatul meu. În fine, nu m-am panicat foarte tare, că știam că nu are cască. Eu aveam cască de 3 cu tot cu CPA, deci stăteam destul de bine, dar am zis, bă, trebuie să joc atent, să iau buia, să nu pierd buia, deși aveam 20 de kill-uri. Am zis, totuși, bă, să nu mă fac de râs, nici acum nu știu cum l-am murit la azi și i-am dat 151 și am mai dat și o grămadă de gloanțe pe vestă. În fine, mă duc cu Uzi aici, i-am dat tot încărcător, i-am dat un cap și am luat buia în cap, aș gura voastră. O să vă las o poză pe ecran pentru că nu cred că o să vă arate, ia să-i să văd, mi-arată. Dar nu cred că mi-arată câte kill-uri am avut și cât damage am făcut. Am făcut undeva la 9000 și ceva damage, aproape 10000 damage cu 21 de kill-uri și doar cu SMG-uri tot meciul, sau mai bine zis doar cu MP-ul tot meciul. Uitați-vă și voi la ce meci am avut. Da, talent. Da, băi și fete, bă, cam asta a fost și partea a treia în care am jucat doar arme SMG tot meciul solo versus squad și a trebuit să fac peste 20 de kill-uri. Ce să zic, bă, am avut noroc, căci mi-a ieșit bine meciul, doar că ghinionul meu a fost că n-am filmat. În fine, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și vreți în continuare clipuri de genul ăsta în care reacționez la propriile mele challenge-uri, nu uitați să scrieți în comentarii. Eu am fost Gabi, v-am pat. Ceau, bă!